Doamna Alina Meclea, astăzi a fost prima ședință de lucru la care ați participat ca și consilier local, primul dumneavoastră mandat. O scurtă impresie despre această primă ședință care nu a fost lipsită de frământări. Spre deosebire de trecut, când priveam ședințele de consiliu la televizor și urmăream ceea ce se discuta acolo, de data aceasta am avut și documentele la studiat anterior ședinței și am înțeles că foarte multe din discuțiile care au loc în ședința de consiliu sunt nesusținute de documente și de informațiile de acolo. Din punctul meu de vedere, domnul primar de data aceasta a exagerat un pic pentru că a făcut niște afirmații care nu se regăseau în documentele pe care le citisem noi anterior, pe care le primisem și cred că a fost un soi de ceartă așa din partea dumnealui către consilieri. Nu știu dacă a fost din dorința de a transmite cetățenilor o informație eronată în privința celor care au votat împotrivă sau chiar a crezut ceea ce a spus. Revenind la consilierul Alina Meclea, pe care nu-l putem separa de omul, Alina Meclea, soția Alina Meclea, mama unor copii mici, de vârstă foarte fragedă, va fi timp și pentru consiliul local în viața dumneavoastră? În mod cert va fi timp, de-aia mi-am și asumat această poziție, tocmai pentru că știu că pot să iau act de ceea ce se întâmplă în municipiul Giurgiu și cred că e nevoie de persoane care să se documenteze un pic mai mult cu suflet, mai mult cu suflet și mai puțin cu mintea, pentru că trebuie să ne gândim că și copiii noștri cresc în acest municipiu și vrem să rămână acasă. Cum procedează consilierul Alina Meclea atunci când se pregătește pentru o ședință, așa cum a fost aceea de astăzi? Studiază singură, se consultă cu eventual colegii, caută alte surse de informare în afara a ceea ce îi se pune la dispoziție de la primărie? În mod cert, noi am primit documente destul de multe, spun eu, pentru un timp destul de scurt de studiat. S-a documentat fiecare în dreptul său, numai că ulterior ne-am întâlnit și am pus cap la cap informațiile pe care le-am considerat de cuvință. Cert este că, evident, că am avut nevoie și de informații din exterior, pentru că a trebuit să mergem să ne informăm la instituțiile abilitate, care cunosc mai multe decât noi, în privința proiectelor care ne-au fost supuse pe ordinea de zi. Despre omul Alina Meclea vrea să știm mai multe, pentru că despre candidatul Alina Meclea s-a vorbit în toată campania electorală, despre CV-ul candidatului, despre studii, pregătire și așa mai departe. Despre omul Alina Meclea, să spunem, ce pasiuni se ascund în spatele omului Alina Meclea? Pasiunea principală este reprezentată de copii și de dorința de a lucra tot timpul și de a fi în mijlocul copiilor. Ei reprezintă energia pe care ei reprezintă posibilitatea de a ne încărca cu energie în fiecare zi, motiv pentru care mi-am ales și profesia pe care o am și la care nu cred că voi renunța în ciuda dificultăților care se confruntă profesorii în ziua de astăzi. Dincolo de copii, probabil că lectura este o pasiune importantă. În afară de asta, ce vă place să mai faceți în timpul liber? Timpul liber, puținul timp liber pe care îl mai am în momentul de față, îl petrec cu copiii mei și cu familia. În bucătărie vă descurcați sau vă ajută și soțul? În mod cert, ăla e locul meu preferat și atunci bucătăria este spațiul meu, nici de cum al soțului. Probabil în ultima vreme al meu și al copiilor care lucrează alături de mine și sunt dornici să gătească împreună cu mama. Aveți niște rețete preferate? Sunteți compatibilă cu soțul și copiii în ceea ce privește preferințele culinare sau există antagonisme? Nu, în mod cert suntem compatibili pentru că noi mergem pe linie de tradițional și în fiecare duminică facem cozonaci, avem grijă să mâncăm mâncare tradițională, sarmale, periodic sau cel puțin o dată pe săptămână. Evident, nu fugim niciodată de pește pentru că este specificul zonei în care locuim. Ce au spus părinții atunci când, sau socrii, eventual și părinții și socrii, atunci când v-ați hotărât să candidați? Au fost uimiți inițial pentru că știu că ducem lipsă de timp liber și eu și soțul meu, numai că au fost de acord să ne susțină și să ne sprijine cel puțin în grija față de copii. După ce ați devenit consilier local, au existat diferențe în comportamentul vecinilor, rudelor, prietenilor față de ce era înainte, acum reprezentați municipalitatea? Până în momentul de față, nu. Din câte știu eu, mi-am ales prietenii cu grijă și atunci, nefiind eu schimbată față de ei, nici ei nu sunt față de mine. Până în momentul de față. V-ați fost asaltată cu diverse propuneri, solicitări, doleanțe din partea celor care vă cunosc acum că sunteți în Consiliul Local? Nu, deocamdată nu, dar sunt doar câteva zile de când am fost numită consilier, de când am fost validată consilier și atunci așteptăm, încă așteptăm.
Fiindcă suntem în sezon estival, unde îi place Alinei Meclea să își petreacă vacanțele, la mare sau la munte? Eu prefer muntele din toate punctele de vedere, numai că tot vorbeam mai devreme de antagonism, ceilalți membri ai familiei mele preferă marea și atunci vom petrece mai mult timp la mare și mai puțin la munte vara aceasta. Bugetul va fi afectat de faptul că este încă o ocazie la ședințele Consiliului Local ca femeia Alina Meclea să se pregătească, să se aranjeze, să meargă la coafor eventual, pentru că o femeie nu poate să iasă oricum așa din casă. Nu, bugetul familiei nu va fi alocat, pentru că eu cred că omul Alina Meclea trebuie să rămână același, indiferent de locurile unde se prezintă.